Virusul Marburg, care are o rată a mortalității de până la 88%, a fost deja depistat în două țări. Organizația Mondială a Sănătății a anunțat o reuniune de urgență după ce 9 persoane au murit în decurs de o lună din cauza acestui virus extrem de viral, cu o mortalitate de 88% și care nu are tratament. Virusul Marburg este un virus care provoacă febră hemoragică, asemănător cu virusul Ebola, care aparține familiei filoviride și se transmite la om și maimuțe. Virionii virusului Marburg au un aspect caracteristic de bastonaș sau filamente. Organizația Mondială a Sănătății se reunește de urgență după ce zeci de cazuri de îmbolnăvire cu virusul Marburg au fost depistate în Guinea Ecuatorială și Camerun. Potrivit OMS, Guinea Ecuatorială a confirmat primul său focar de îmbolnăvire cu acest virus, pentru care nu există tratament, după ce testele preliminare efectuate în urma decesului a cel puțin 9 persoane au fost pozitive la febră hemoragică virală. 9 decese și 16 cazuri suspecte cu simptome precum febră, oboseală și vărsături și diaree pătate de sânge au fost raportate până în prezent. De teamă, țările vecine, Camerun și Gabon, au restricționat circulația de-a lungul granițelor lor. Virusul Marburg este unul extrem de viral care provoacă febră hemoragică cu o rată de mortalitate de până la 88%. Ea face parte din aceeași familie cu virusul care provoacă boala cu virus Ebola. Simptomele apar brusc și includ dureri de cap puternice, febră, diaree, dureri de stomac și vărsături și devin din ce în ce mai severe. Mulți pacienți dezvoltă simptome hemoragice severe în decurs de 7 zile. Virusul se transmite la oameni de la lilieși de fructe și se răspândește printre oameni prin contactul direct cu fluidele corporale ale persoanelor, suprafețelor și materialelor infectate. Până în momentul de față, nu există vaccinuri sau tratamente antivirale aprobate pentru a trata acest virus. Specialiștii spun însă că îngrijirea de susținere, rehidratarea cu lichide orale sau intravenoase și tratamentul simptomelor specifice îmbunătățește supraviețuirea. O serie de tratamente potențiale, inclusiv produse din sânge, terapii imunitare și terapii medicamentoase, precum și vaccinuri, sunt în curs de evaluare, relatează spynews.ro.